Pentru acest amical, buzoienii au făcut deplasarea pe banii lor, dar cazarea și masa fotbaliștilor antrenați de Ion Viorel au fost asigurate de gazde. Marco și compania au evoluat pe o suprafață de joc impecabilă, iar argeșenii au beneficiat de o lovitură de pedeapsă chiar în minutul 3. În primul rând mă bucur că am reușit și am mers până la urmă să facem acest meci, cu toate că nu trebuie să ascund faptul că nu îl făceam nici acest meci dacă oamenii de acolo nu ne plăteau cazarea și masa. Poate și din cauza asta am acceptat și un penalti pe minutul 3. Degeaba, nu, ca asta e cam un spirit de glumă. Un meci foarte bun, cu o echipă foarte bună, pe un teren extraordinar de bun. E vorba despre Curtea de Argeș. N-am văzut așa ceva de mult în România, trei terenuri biliarde. Antrenorul buzenilor nu a avut la dispoziție trei jucători din garnitura de start obișnuită, însă speră ca până la ora primului joc oficial din 2015 să îi recupereze pentru a introduce la Dorohoi cel mai bun 11. Am întâlnit o echipă care a avut o viteză de joc în plus față de noi și cred că asta a făcut diferența ieri. Și în ultimul rând o echipă plătită la zi, ca să nu spun că și în avans. Așa ceva n-am văzut. Jucătorii noștri cu capul plecat intrat în teren, situația este foarte dificilă. Am reușit să facem un antrenament și un joc bun, cu toate că mi-aș fi dorit să aliniez cam primul 11 care aș vrea să-l începem debutul de campionat la Dorohoi. Sâmbătă de la ora 11, buzenii vor întâlni în deplasare Lanterna Roșie a primei serii din Liga a doua, FCM Dorohoi, în primul meci după pauza de campionat. Întâlnirea dintre cele două echipe are loc în cadrul etapei cu numărul 17.